Foarte frecvent sunt întrebată de pacienții mei ce sunt palpitațiile. Și foarte frecvent acest simptom, pentru că de fapt este un simptom, este o manifestare a unor bătăi neregulate, este perceput de către pacient și interpretat ca fibrilație. Trebuie de la bun început să facem diferențierea între aceste noțiuni, întrucât fibrilația atrială, termenul de fibrilație atrială, definește o tulburare de ritm anume, pe când palpitațiile reprezintă un simptom, adică ceea ce simte pacientul în momentul în care inima lui nu bate regulat. Palpitațiile sunt resimțite ca bătăi anormale, fie mai rapide, fie mai rare, fie uneori ca niște pauze, ca o senzație de oprire a inimii, iar acest simptom poate să fie dat de mai multe tipuri de tulburări de ritm. Dacă stăm să ne gândim, cred că fiecare dintre noi am avut măcar o dată în viață palpitații. Am avut palpitații sau această senzație că inima nu bate normal, de câte ori am dat un examen, de câte ori am avut o emoție, de câte ori am făcut efort. Ceea ce vreau să spun cu acest lucru este că palpitațiile nu înseamnă neapărat că avem o boală de inimă. Pe de altă parte, palpitațiile pot să apară ca simptom al unei afecțiuni cardiace. Cum știm noi să diferențiem între cele două situații? Nu totdeauna știm. De aceea este foarte important să ne concentrăm asupra unor anumite aspecte și dacă ne prezentăm la medicul cardiolog, sunt multe lucruri care îl pot ajuta pe acesta să ne găsească un diagnostic, să ne găsească o cauză sau să ne investigheze adecvat. E foarte important să ținem cont de faptul dacă aceste palpitații sunt cu ritm rapid sau cu ritm rar, dacă au un ritm regulat sau un ritm neregulat, dacă episodul respectiv începe brusc sau începe treptat, de asemenea dacă episodul respectiv se termină brusc sau se termină treptat. Ar trebui să dăm atenție și factorilor care pot să declanșeze sau să oprească aceste palpitații, cum ar fi emoția sau consumul de alcool sau anumite stări pe care le avem. Dacă aceste palpitații se însoțesc de alte simptome, cum ar fi durere în piept, transpirații, lipsă de aer, pacientul ar trebui să se prezinte cât mai repede la un medic de specialitate, pentru că în această situație palpitațiile pot să fie simptomul unei afecțiuni cardiace subiacente. Oricum, este foarte recomandat ca ori de câte ori aceste episoade de palpitații țin suficient de mult timp încât să ne permită deplasarea într-un loc în care să facem o electrocardiogramă, acest lucru trebuie făcut.